Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre șalău. Șalăul este un pește răpitor de apă dulce din familia Perside. Șalăul este, după știucă, cel mai important pește răpitor din Europa. Are denumirea științifică Sander lucioperca. Chiar dacă trăiește în ape dulci, el poate trăi și în apele curgătoare sau bălți, care pot avea și apă sărată cu o concentrație de până la 1%. Mai este cunoscut cu denumiri populare ca cealău, suduc sau smug. Se găsește în toată Europa, cu excepția peninsulei Iberice, Italiei și Angliei. Paralela 64 este limita nordică de răspândire în Europa, limita vestică fiind zona nord-vestică a Ronului, în timp ce în est el este prezent în apele ce curg de la munții Ural încoace. În România trăiește în Dunăre și în râuri mari. Șalăul se poate recunoaște foarte ușor după forma specifică a corpului, întrucât poartă pe spate în semnul caracteristic tuturor reprezentanților persidelor, cele două înotătoare dorsale, despărțite una de alta de un mic spațiu. Corpul șalăului este lung, aproape cilindric, ușor comprimat lateral, acoperit de solți mici aspri, motiv pentru care peștele pare aspru la pipăit. Capul este lunguieț, ușor turtit lateral, cu gura mare alungită înainte. Atât maxilarul superior, cât și cel inferior sunt prevăzute cu un șir de dinți ascuțiți, caracteristici peștilor răpitori. Pe ambele maxilare se află câte doi dinți, asemănători caninilor, ce servesc la apucarea peștilor pe care îi prinde. Operculele sunt acoperite cu solzi. Din cele două înotătoare dorsale, prima are 14 radii osificate cu țepi, iar cea de-a doua, așezată mai în spate, are o țeapă și 20 de radii moi. Modul în care sunt dispuse toate părțile constitutive ale corpului ilustrează faptul că șalăul este adaptat în vederea efectuării unor mișcări rapide, potrivite modului de viață al peștilor răpitori. Mărimea cea mai des întâlnită este între 40 și 70 de centimetri lungime și o greutate între 1 și 4 kg. Șalăul este un pește cu o dezvoltare relativ rapidă, mai ales în primii 4-5 ani de viață, atunci când peștele atinge maturitatea sexuală. Peștele poate atinge însă o lungime maximă de 1,3 metri și o greutate de până la 19 kg. Coloritul șalăului este frumos, discret, adaptându-se la culorile predominante din mediul natural în care trăiește. Spatele peștelui este verde cenușiu, mai rar galben cenușiu, părțile laterale fiind cenușiu argintii, cu 8-9 dungi întunecate dispuse transversal. Regiunea abdominală are un colorit mai deschis. Pe înotătoarea caudală, cât și pe cele dorsale, pe pielița ce acoperă radiile osoase, se pot observa multe puncte negre dispuse în 4-5 șiruri. Restul înotătoarelor sunt gălbui, uneori gălbui albăstrui. Irisul ochilor este argintiu, cu multe puncte negre. Șalăul poate fi întâlnit cel mai des în porțiunile de râu, unde albia este acoperită de pietriș sau nisip curat și unde fundul râului este variat. Nu-i plac, în schimb, bălțile cu fundul mălos. El stă la pândă, în apropierea albiei sau ascuns pe lângă malurile râului. De aici, atacă victimele cu rapiditate, urcând fulgerător din adânc în sus și de regulă în direcția malului. Din poziția de relaxare, în care își așteaptă prada, șalăul trece extrem de rapid la atac, străbătând ca o săgeată fără să greșească ținta niciodată. El este capabil să dezvolte o viteză de înot extrem de mare în timpul atacului, iar mușcătura sa este cea mai sigură comparativ cu toate celelalte specii de pești de pradă de la noi, fapt ce se datorează în primul rând perechilor de dinți canini pe care îi are, din strânsoarea cărora nu poate scăpa nicio pradă. Se hrănesc în special cu pește, broaște sau raci. Puietul se hrănește cu râme sau insecte. Canibalismul este un fenomen care poate fi observat și la șalău. Exemplarele mai mari le mănâncă pe cele mai mici. Perioada de reproducere începe la sfârșitul lui martie, când apa are 12-14 grade. Femela depune între 300.000 și 500.000 de boabe de icre. Numărul icrelor depuse, de exemplarele foarte mari, poate depăși chiar cifra de 1.000.000. Carnea sa este albă, fragedă, cu un gust excelent și fără prea multe oase. Conținutul său în grăsimi este redus, motiv pentru care șalăul figurează pe toate meniurile dietetice. Au o durată de viață între 10 și 20 de ani.
Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!